the bed, need the bed before you go to sleep. Keep up our shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Hitting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Este ora 9 dimineața. Tocmai ce m-am trezit și m-am gândit, hai să filmez un clip. Acum e foarte răcoare și este vremea ideală ca să filmez un clip. Astăzi m-am gândit să vă prezint bicicleta mea. E o bicicletă, după părerea mea, de început, de la care nu trebuie să ai prea multe așteptări. Această bicicletă am cumpărat-o la prețul de 600 de lei acum 3 ani de pe EMAG. Nu are prea multe dotări, însă pentru drum lung, pentru soft off-road, pentru mers la o plimbare normală, în opinia mea este că cea mai bună alegere raport calitate-preț. În primul și în primul rând, bicicleta este un 88 pe 26 de inch cu roți de 26 pe 1.95, destul de subțiri, care îți permite să mergi la un drum mai lung. Are o transmisie 3x7, schimbătoare și manoturnei față-spate, manete și manoturnei, tot ce ține transmisie e și manoturnei, TZ, care din punctul meu de vedere este arhisuficient, pentru că cu schimbătoarele astea le am de 3 ani de zile și încă merg. Prici. Am schimbat un cablu de schimbător pe față și aia a fost tot ce am umblat eu la schimbătoare din când în când, la fel aici, la șurubul de prindere al schimbătorilor, din când în când mai pun câte un pic de vazelină în momentul în care simt că merge mai greu. Uite, spre exemplu, acum a trebuit să pun din nou pentru că face așa. Dar în rest, altă treabă cu ele, nu ai absolut nimic să zici că s-a îndrupt, că s-a înduit, că nu mai schimbă, că ce are. Partea de frânare este, cred că, cea mai basică frână pusă vreodată pe o bicicletă. Are frână față-spate pe disc de 160, mecanică, nu are lichinare mică. Etrierii sunt cu un pistonaș și nu prea ai o forță de frânare atât de mare, la fel cum ai avea dacă avea două pistonașe. După 3 ani de zile în care am pus o grămadă de frâne și am făcut drifturi și orice am vrut eu să fac, bicicleta mea încă face treaba asta. Se ridică pe roată. Frânele au rezistat în timp și încă rezistă și lucrul ăsta mă bucură. Trecem la furcă pentru că acolo avem puțin mai mult de vorbit. Furca este de la Mode sau habar n-am, nici măcar nu scrie ce furcă e. E o furcă simplă de 60 mm pe arc, care nu are niciun fel de reglaj, pur și simplu este furca cu două arcuri. E o furcă simplă, nu e nimic complicat. În momentul în care se strică, trebuie să schimb doar două arcuri și două tije și cam aia e. Eu am de 3 ani și, mă rog, furca mea face așa. Pentru că și-a făcut foarte multă uzură și nu are jocul ăsta. Dar în rest, n-am absolut nicio treabă cu ea. Da, și cam asta este bicicleta. Nu are nimic special. I-am pus eu un ciclo computer și doar anul ăsta, atenție, o să vă arăt acum de pe GoPro. Anul ăsta am făcut doar 1780 de kilometri și acești kilometri sunt în continuă creștere. Alte opțiuni, i-am pus suport pentru apărători pe față și pe spate, dar apărătorile nu le-am mai pus pentru că nu știu, nu-mi place cum arată. Îmi place mai mult așa. Dacă ai căutat bicicleta asta, raport calitate-preț, eu zic că este super ok și mai mult de atât nu cred că se poate. Șaua, de altfel, am schimbat-o și am pus-o așa mult mai confortabilă pe arcuri. Dacă puteți vedea aici, are două arcuri. I-am pus o montură de far pe spate și la fel am o montură de far și pentru față, dar am dat-o jos pentru că am pus-o pe Cannondale, pe vitezană. Și acum trecem tractor. Super! Mamă, ce fum scoate! Oleleu, ce fum dă! Pe partea de tricuri, de scheme, le știe să le facă pe toate. Și Willy, și Stoppy, și Bunny Hop, pe toate le face
să zicem, în proporție de 70%, precum ar vrea eu să-mi iasă, dar le facem. Are uzură, are aproape 6.000 de kilometri sau ceva de genul ăsta și 3 ani de zile de mers prin noroaie, zăpadă, pădure și cam toate condițiile posibile existente, nisip, să nu mai zic, nu știu, apă, am băgat-o chiar și în râu. Practic bicicleta asta m-a inițiat și în cele ale mecanicii, am învățat să am grijă de bicicletă și chiar dacă am greșit, componentele fiind ieftine, mi-a permis să cumpăr altceva, chiar dacă am stricat ceva. Nu cred că ai nevoie de mai mult, pentru că nici eu n-am avut nevoie de mai mult și v-am spus. Wheelie, stopii, bunny hop, sărituri, light off-road, zăpadă, tot ce vrei, a luat și a îndurat. Cazul în care nu v-ați dat seama, videoclipul ăsta este filmat de un telefon, Xiaomi Redmi 8 și un GoPro Hero 7 Black. Pentru că nu avem buget de mai mult, telefonul meu, dacă o să vă arăt acum, stă pe un stativ, pe un stativ care este de fapt o trotinetă și legat de un selfie stick cu o prindere jos, așa. La mine aici pe piept este GoPro pentru că iau mult mai bine audio-ul din GoPro, așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să abonați la canal pentru că mă ajută foarte mult, să facem și noi 1000 de abonați pentru că nu mai am răbdare. Eu am fost Emi. Și noi ne vom vedea, desigur, data viitoare. Salutare, pa, pa! Astea, frânele mele, nu. Așa, nu mai știu că acum am mărunte pe ea. De ce salvare? S-au pățit careva ceva? Eu sper că nu. Să fac struguri, bă. Să fac struguri. Cam asta este bicicleta, acum trecem cu mașină. Ok, a trecut. Ba nu, a trecut, s-a oprit. Haide, treci, mergi mai departe. Așa. Eu am fost Emi și noi să ne vedem cu bine data viitoare. Trece mașina, băgam și piciorul. Așa că, cam atât ar fi pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, știți pe... Mai trece una, nu te cred. Bă, dar o să spar conducta cu voi.